Din cauza temperaturilor extrem de ridicate din această toamnă, trandafirii și-au păstrat încă frumusețea, așa că la început de noiembrie vedem încă destule tufe de trandafiri înflorite. Deși afară sunt 20 de grade, inginerii din stațiunea de cercetări Horticole Cluj au făcut deja lucrările de întreținere pentru iarnă a trandafirilor. Dacă aveți acasă tufe de trandafiri și nu știți cum să îi pregătiți pentru iarnă, urmăriți sfaturile specialiștilor. Protejarea trandafirilor peste iarnă se face la grupele Thea Hybrida și Floribunda. Dintre lucrările pe care noi deja le-am executat în câmpul de trandafiri sunt tăierile de tăiere, adică de ușurare. Se taie trandafirii imediat sub inflorescență. Deci aici s-au făcut tăierile, tăierile sunt făcute, dar le arăt pe ramurile anuale unde nu au fost executate încă. Așa, sub inflorescență. Deci nu se aici taie mică, nu se taie foarte mult. Să zicem așa, 20-30 de centimetri de la înălțimea trandafirului, să zicem așa, nu se taie mai mult. De ce? Pentru a proteja trandafirul pe timpul iernii. Dacă o să fie, știu eu, o iarnă cu minus 30 de grade sau minus 25 de grade, influențează foarte, foarte mult dacă tăierea este foarte severă. Deci ramurile pot îngheța și atunci se fac tăieri de ușurare, practic, până în primăvară când o să se execute tăierile normale. Pe lângă tăierile ușoare de toamnă, trandafirii au nevoie și de lucrări ale solului. Inginerii spun că rădăcina plantelor are nevoie de o cantitate mai mare de pământ, așezat sub formă de mușuroi, pentru a fi protejată de frig. Odată finalizată procedura de mușuroiere, trandafirii sunt lăsați în pace până la primăvară. Dezmușuroitul și tăierile se fac undeva, în funcție și de evoluția timpului, undeva spre final de lună, martie, depinde și cum evoluează timpul. În orice caz, atunci când prognozele nu mai anunță înghețuri severe, temperaturi negative, coborâte. Inginerii horticultori spun că în această perioadă trandafirii nu au nevoie de tratamente sau stropiri speciale. Cel mai mare risc existent acum pentru frumoasele plante e ca temperaturile cu plus să fie urmate brusc de grade cu minus în termometre. Atunci sunt șanse ridicate ca vlăstarii tineri să înghețe, însă acest lucru nu va afecta definitiv planta. Așadar, dacă încă nu ați pregătit trandafirii pentru iarnă, profitați de zilele cu soare, ieșiți în grădină și mușuroiți pământul în jurul tufelor și bucurați de ultimele flori catifelate. Nu în fiecare an înfloresc trandafirii în noiembrie.